Vă spuneam că sunt improvizații la FCSB, să vedem însă această fază. Roman! Și intervenția lui Vâtcă. Mihai Roman, i-a ieșit stopul, dar nu a reușit să mână acolo. Dar și reflexul lui Vâtcă a fost pe măsură. Același Roman bate cornerul, mingea ajunge la Filip! Mingea cred că a mușcat și din bar acolo. Ia să vedem, pe această reluare se va vedea mai bine șutul lui, da, fost bară a lui Lucian, o lovitură de la 11 metri, transformată de Hora. Aici este intervenția aceluiași Ricardinho. Da, este o imprudență în opinia mea. Iată-l pe Ricardinho. Ricardinho n-a început deloc bine această partidă. Încă din primele secunde ale jocului a avut și acea intervenție dubioasă, i-a spune, asupra lui Hora. Acum este sancționat portughezul. Așadar, minutul 14. Lovitură de la 11 metri pentru FCSB, tot Tănase va executa, el a obținut penaltiul, nu-l mai lasă pe Hora, vrea să marcheze el, Tănase față în față cu Vâtcă, Tănase, gol FCSB, 1-0, execuție simplă și se întâmplă ceea ce cred că trebuia să se întâmple la cum a evoluat meciul până acum, cu această ofensivă totală a băieților lui Teja. Deschiderea de scor vine firesc pe fondul unui joc bun prestat de cei de la FCSB. Tănase așadar transformă, o lovitură de la 11 metri obținută tot de el, Tănase la 8 a reușit. În 2013 Vlad se transfera de la Pandurii la Nipro pentru aproape 1 milion și gol! Marchează Armaș! Armaș secretă, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte. Armaș egalează în minutul 28 cu o lovitură de cap, din nou probleme pentru cei de la FCSB la momentele fixe ale jocului. Iată lovitura liberă executată de Alexandru Vlad și uriașul Igor Armaș. Reușesc 1-1, așadar meciul se relansează aici pe stadionul Anghel Teja. Încă o dată faza cu Ion Gheorghe, centrarea acestuia, Tudor ia fața acolo lui Filip și șutul lui Căpățână scutură plasa. 2-1 marchează Căpățână. Are din Hora la balaur. FCSB încearcă să revină repede pe tabelă. Noere, Hora, gol! Minutul 48, 2-2, FCSB egalează imediat, Hora la patra apariție în tricoul FCSB-ului, marchează al patrulea gol. Iată, are o eficiență ieșită din comun Ioan Hora, dar să apreciem și gestul tehnic al lui Edi Arlem Noere, cel care îi așează balonul lui Hora. Iată aici intrarea lui Tănase, Noere cu o pasă luminoasă pentru Hora și acesta nu-l iartă pe Vâtcă. 2-2, repriza secundă începe senzațional. Hora, vă spuneam, al patrulea său gol în tricoul FCSB-ului la a patra apariție. Ce s-a disputat la Ploiești pe stadionul Ilie Oană cu voluntariul în rol de gazdă. Tănase! Ocazia lui Tănase este imensă. Putea fi 3-2 pentru echipa lui Teja, dar Florin Tănase irosește o șansă formidabilă. Iată-l pe Tănase, are tot timpul din lume pentru a-și
fixat ținta acolo, trage însă pe Alexandru Vlad Benzar, centrarea acestuia, iată-l pe Hora acolo, Hora slalomează prin careul lui Vâdcă, minge grea pentru portarul voluntarului, în ultimul moment Vâdcă reușește să trimită în corner. Încă o dată acțiunea lui Hora și centrarea înșelătoare, văd că în stilul unui basketbalist acolo, ca un slam dunk a fost această intervenție în căutarea golului care să o readucă în față pe tabelă. Filip și un șut ca din tuna lui Gadze! Extraordinară execuția ganezului, mingea a fost respinsă în afara terenului de joc, o torpilă a lui Gadze, aici foarte bine Tudori a îndeplinit rolul pivotului și reflexul lui Bălgrădean este fantastic la șutul torpilă, asă greșită, Laiduni a anticipat corect și iată-l acum pe Laiduni, trece de Nedelcu, Laiduni! Reflexul lui Bălgrădean, mingea apoi a sărit în mâna lui Nedelcu, cel puțin așa am avut impresia. Sunt din nou proteste energice ale celor de la Teixeira, deranjat de faptul că nu a avut cu cine să combine, cu cine să continue faza. Mingea pentru Noere în fața porții! Noere, cât de puțin a lipsit ca Noere să reușească să joace acel balon din fața lui Vâdcă, moment delicat pentru apărarea voluntarului. A avut noroc la această fază băieții lui Bergodi. Excelent, întoarce aici Hora și iată cât de puțin i-a lipsit lui Noere pentru a relua spre poarta lui Vâdcă dintr-o poziție ideală. Rămâne 2-2, suntem în minut și probabil că vor fi minute de foc în careul lui Vâdcă, în careul echipei gazdă. Va fi cartonaș galben, al doilea, deci roșu pentru Teixeira. FCSB rămâne pentru finalul meciului cu un om în minus. Teixeira primește în cele din urmă al doilea galben. Acest lucru trebuia să se întâmple însă din urmă cu câteva minute, atunci când Teixeira l-a atacat, a avut un atac întârziat asupra lui Ion Gheorghe, un faul trecut cu vederea însă de arbitrul Colțescu. Intrarea lui a marcat Armaș golul de 1-1 în această seară. Vlad înalță balonul, Armaș din nou! Pericol! Pericol acolo! A venit și Balaur, Ionuț Balaur și Igor Armaș, cei doi fundași centrali ai voluntarului, au fost cei mai periculoși oameni ai ilfovenilor la faza de mai devreme. Un cartonaș galben pe care îl încasează Gabi Deac. FCSB va acumula 49 de puncte și va intra în play-off de pe locul al doilea. Cartonaș roșu, al doilea galben și este roșu și pentru Gabi Deac și se încheie meciul. Așadar, 2-2, doamnelor și domnilor, voluntari FCSB, un meci cu 4 goluri și cu 2 jucători eliminați. Vă reamintesc, FCSB va intra în play-off de pe poziția